Temperaturile extreme fac ravagii în Mexic, mai mulțele urlătoare, o specie deja pe cale de dispariție, este amenințată de căldurile sufocante. Numai puțin de 83 de astfel de animale au început să cadă fără suflare din copaci. În aceste condiții specia este în pericol, iar autoritățile lucrează la măsuri de prevenire a acestui fenomen. Maimuțele urlătoare au devenit victimele căldurii insuportabile din America Latină. În Mexic, zeci de animale ale acestei specii au căzut fără viață din copaci. În același timp, o mare parte dintre acestea au ajuns în stare gravă la veterinar. În satul Tabasco, unde au fost preconizate numai puțin de 45 de grade Celsius, a fost depășit numărul de 85 de decese în rândul mai maimuțelor urlătoare. Mai mulți voluntari, dar și localnici, au lucrat împreună pentru a ajuta vietățile. Ei au descoperit într-o pădure din afara localității, Camalcalco, cadavrele animalelor pentru a putea reduce riscul ca fenomenul să se mulțească, au adus găleți cu apă și fructe celorlalte animale. Maimuța urlătoare este considerată vulnerabilă pe lista roșie a Uniunii Internaționale pentru conservarea naturii. Ministerul Mediului din Mexic a declarat că depune eforturi pentru a stopa decesele cauzate de valurile de căldură, deshidratarea, malnutriția și pulverizarea culturilor cu substanțe toxice. Mexicul a atins recorduri de temperatură privind căldura, iar într-unul dintre state au fost înregistrate chiar și 47 de grade Celsius. Ministerul Mexican al Sănătăția a anunțat că cel puțin 26 de persoane au murit din cauza caniculei primăvara aceasta.